Salutare, dragii români! V-ați întrebat vreodată de ce leu și nu altceva? Nu, nu mă refer la regele junglei, ci la unitatea monetară a României. Primul lucru pe care trebuie să îl spunem este că denumirea de leu provine de la o felină și nimic mai mult. În realitate, lucrurile sunt puțin mai complicate, chiar dacă afirmația este totuși pe jumătate adevărată. În secolul al XVII-lea, principatele dunărene foloseau ca monedă talerul olandez, denumit Löwenthaler, doar că acesta era greu de pronunțat, așa că, din comoditate, românii au spus simplu leu, inspirându-se atât din denumirea monedei, dar și din faptul că aceasta avea gravată pe partea din spate un leu ridicat în două labe. Leii olandezi au circulat în regiune până în anul 1750, când un Löwenthaler era echivalentul a 60 de parale. Interesant este că denumirea monedei a rămas în continuare, chiar dacă talerul a fost scos din uz. Doar că românii foloseau denumirea de leu ca o unitate de calcul imaginară. Abia în 22 aprilie 1867, leul a fost stabilit oficial drept monedă națională. La vremea respectivă, o astfel de monedă cântărea 5 grame de argint sau 0,32 grame de aur. Era împărțită în 100 de diviziuni numite bani. Primele monede emise au fost din bronz și aveau valori nominale de 1, 2, 5 și 10 bani și erau bătute în Anglia. Apoi, la 1 aprilie 1880 a fost înființată Banca Națională a României, care s-a și pus pe treabă și a început să emită lei de metal și hârtie. Interesant de știut este faptul că nu doar românii au fost comozi când a venit vorba de unități monetare. Vecinii noștri, bulgarii, ne-au urmat și și-au denumit moneda leva, care în traducere înseamnă tot leu. Și ar mai fi de menționat ceva foarte important. De-a lungul istoriei, astfel de comodități au avut și americanii, care și-au ales moneda națională pe același principiu, doar puțin diferit. De la Löwenthaler, pronunțat dollar, vine și denumirea de dolar. Așa că, cel puțin din acest punct de vedere, putem lezne spune că nu ne diferențiem foarte tare de americani sau ei de noi. Desigur, de la adoptarea denumirii de leu și până azi, monetăria românească a trecut prin extrem de multe schimbări. Despre ce fel de monede aveam la început și cum am ajuns la bancnotele actuale, vom discuta într-o ediție viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!